the mind in some of the areas because of the same way they can make it very cool. Că avem acest sentiment de nesiguranță și că
nu sunt capabil să răspundem pentru ce trebuie să facem. Mesajul ăsta pe care trebuie să-l spun clientului vine să ne sabotează, ne sabotează proiectele, munca, nu mai putem să lucrăm la aceeași capacitate. Alte consecințe ar fi că ne punem o părere exagerată despre noi înșine. Începem să credem că suntem din ce în ce mai importanți în ceea ce facem și atunci interacționarea cu cei din jurul nostru e foarte mult de suferit. Pentru că devenim foarte impunători, cerem din ce în ce mai multe, avem o așteptări din ce în ce mai reale față de ceilalți. Și atunci, ceilalți o să le simtă ca să răspundă tot. Nu o să mai interesează să fie atât de aproape de noi. Asta ne duce repetat tot o rutină. Rutina care ne schimbă un pic caracterul. Ne face să fim în primul rând responsabili. Ne face să fim de lăsători, să depindem de ceilalți, să ajungem la o stare în care ne avem foarte mulți oameni în jurul nostru, să fim trimiți, să fim nervoși și să ajungem chiar la o stare depresivă. Din nou, de ce ajungem aici? Cum de ce cădem în gaura asta și cum putem să ne ridicăm de aici? Ajungem aici pentru că avem sentimente de nesiguranță, sentimente care pot să trece chiar în copilărie, pentru că nu foarte mult sau nu toată lumea are parte de copilărie foarte privilegiată sau de atenția totală a părinților sau pur și simplu n-au primit destule cuvinte de laudă. Și atunci sunt nesiguri și cred că ceilalți stau ca la succesului lor și că el nu se poate niciodată să ajungă acolo sus. Un alt motiv este aroganța. Aroganța, la fel ca și nesiguranța, pleacă poate să trece tot din copilărie, din prea mult. Și poate să se manifeste ca o încredere la superlativ în sine. E bine, încrederea asta e una falsă, pentru că de fapt, aroganța ne subuie și au găsit o metodă de a compensa ceea ce reușește prin aroganță. În ultimul motiv sunt prejudecățile. Sunt acei oameni care tot timpul se cred victimele ale discriminării, ale neîncrederii. Cred că tot timpul cineva trece peste ei și nu e în altă sperare. Nu știu, că sunt tot timpul, caut tot timpul bariere în care avem spre succes. Și atunci, vreau să vă întreb dacă cel mai mic lucru din ce am spus până acum sună familiar pentru vreunul dintre voi. Pentru cine este familiar. Mulțumesc! Nu vă decât să vă felicit că ați găsit toate caracteristicile astea, voi nu erați sau mai multe. Și ăsta este primul pas pe care îl faceți pentru a vă îmbunătăți mica parte din viața voastră care se leagă de responsabilitate. Și haideți să vedem cum reușim efectiv să devenim mai buni la asta, pentru că e un proces foarte simplu. Trebuie doar să realizăm că și noi greșim, că este regulă să greșim și până la urmă de asta suntem mai jăliți, de asta ne-am ajunat și de asta ne-am mai ajunat, ca să fie distință, să greșim, să fim apreciați cu cultivați constructiv și să învățăm. Să realizăm că noi suntem exact ceea ce suntem, de asta ne-am ajuns ideea ca să le formulez un pic, ideea era să acceptăm ceea ce suntem și să fim cinstiți cu noi înșine, pentru că doar așa o să reușim să avem mai multă încredere în noi, să ne facem o bază de încredere care eliminăm nesiguranța, că mai ce se întâmplă dacă creștesc. Și atunci, procesul de defensivă, când o să creștim, o să dispară încet, încet. În final, o să vă las cu un mic citat. Vreau să vă invit să luați gradul vostru de succes și să încercați să duceți la următorul nivel prin micile acțiuni pe care vă mai propun. Vă mulțumesc frumos!